În seara aceasta, frați și surori, aș vrea să privim împreună în Scriptură și să recunoaștem că ne stăm față un subiect care nu este nici popular, nici obișnuit în prezentarea lui, dar este un subiect biblic. Vreau în primul rând, privind în Scriptură, să încercăm o definiție largă a postului. Postul este lepădarea de sine cu un scop mult mai înalt decât simpla abținere de la mâncare sau băutură. Mult mai înalt decât a-L impresiona pe Dumnezeu, pe păstor, biserica sau familia. Ci este un scop înalt în intenția de a atinge obiective spirituale. În Biblie, postul este o sursă de putere. Dar pe măsură ce spiritualitatea vieții a scăzut, a înflorit secularismul, practicarea postului a pierdut teren. A început să se pună din ce în ce mai mult accent pe formele exterioare, nu pe trăirea interioară a unei vieți cu Dumnezeu. De aceea postul este o disciplină spirituală, dacă vreți să mă credeți, foarte rar practicată și foarte puțin practicată. Postul în principiu este abținerea conștientă, personală și voluntară, în primul rând de la mâncare, în al doilea rând de la băutură. Când spun băutură în seara aceasta, în contextul predicii despre post, mă refer la lichide, băuturi lichide, nu alcoolice neapărat, nu alcoolice sau nealcoolice. Despre alcoolice nici nu se pune problema. Repet, mâncare, băutură sau alte plăceri ale trupului. Și această abținere este pentru o perioadă de timp limitată. Și întotdeauna scopul este un scop spiritual. Întotdeauna scopul este un scop spiritual. Ce nu este postul? Postul nu e greva foamei. Greva foamei nu-i post. Greva foamei nu este post, ci dimpotrivă este păcat. Deoarece este un aspect al sinuciderii. Și scopul nu este accentuarea vieții spirituale, ci dimpotrivă este câștigarea puterii politice, este atragerea opiniei publice asupra unui lucru care nu are legătură cu viața spirituală. Postul nu numai că nu este greva foamei, dar nu-i cură de slăbire. Nimeni să nu creadă că atunci când vrea să slăbească, împușcă doi iepuri dintr-o dată, că o să mănânce ciorbă de fasole. Nici nu o să slăbească și nici nu o să-L asculte Dumnezeu. Postul nu-i cură de slăbire. Cura de slăbire nu are scop spiritual, ci fizic, decorativ, estetic. Aceste atitudini, deși folosesc abținerea de la mâncare sau anumite mâncăruri, au drept scop puterea, frumusețea, timp în care adevăratul post are drept scop spiritualul. Există riscul unui post pe care Dumnezeu nu-l primește. Și Zaharia, capitolul 7, versetul 5, este profetul care pune o întrebare din inima lui Dumnezeu pentru toți cei care postesc. Și întrebarea e următoarea. Oare când postiți, pentru mine postiți? Și veți spune, frate Luigi, dar mai putem să postim și pentru altcineva? Răspunsul este sigur, da. Dacă Domnul pune această întrebare, înseamnă că există riscul să postim pentru altceva sau pentru altcineva. Matei, capitolul 6, versetele 16 la 18. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare de oameni posomorâți, triști, ca fățarnicii care își urâțesc fețele ca să vadă oamenii că ei sunt în post. Adevărat vă spun că oamenii aceștia și-au luat deja răsplata. Tu când postești, nu arăta trist ca să știe oamenii că postești,
ci ungeți capul, spală-ți fața, ca să nu arăți oamenilor că postești, ci numai Tatălui tău care este în ceruri, iar Tatăl tău care te vede nascuns îți va răsplăti. Există posibilitatea să-ți afișezi spiritualitatea și pocăința postind. Și în ziua aceea încerci să știe cât mai mulți oameni că postești. Îmi veți spune lucrul acesta nu-i posibil. Iar eu o să vă răspund, ba da, lucrul acesta este posibil. Folosirea unor lucruri bune pentru scopuri rele este dovada religiei false. Să postești pentru ca să par spiritual este o religie falsă și nu folosește nimănui. Postul nu se ține să impresionezi pe cineva. Postul se ține ca să vorbești cu Dumnezeu și să-L cauți pe Domnul. În general, postul este un aspect al relației cu Dumnezeu. Însă pe lângă postul personal, adică eu postesc și probabil știe familia, dar nu mai știe altcineva, există și un post public. În Biblie există post individual și există și situații când există post public. Postul individual este pentru situații normale din viață. În fiecare săptămână, un creștin adevărat trebuie să postească o zi. Pentru viața lui, pentru familia lui, pentru biserica lui, pentru păstorul lui, pentru predicatorii din biserică. Dar sunt situații de criză când tot poporul se organizează în post și când fac o revoluție spirituală strigând către Domnul în mod insistent. Am să vă prezint câteva situații din Biblie. Postul anual din Israel de ziua ispășirii, Levitic 23:27. Era în fiecare zi din an o zi de post public. Nu individual, tot poporul știa că în ziua aceea e post. 2. Post național pentru o situație de criză. Citiți Ioel 2:15-16. Era un post în toată națiunea, toți știau. Nu mai era vorba de ascunde-te să nu știe altul, ci dimpotrivă. Toți organizați-vă în post public, comun. Regele Iosafat cheamă națiunea la post în timpul unui război. Reacția de pocăință la predica amenințătoare a lui Iona. Mai țineți minte când Iona predică, nu spune fiecare separat, oh, trebuie să postesc, și spune toată lumea și animalele, nu mai da să mănânce nici la animale, trebuie neapărat să-l înduplecăm pe Domnul. 3 zile nu se mănâncă, 3 nopți nu se mănâncă, post. E un post public, un post național. De ce? Era o situație de criză. Ezra cere la începutul călătoriei spre patrie, spre Israel, alături de tovarășii lui, cere protecția Domnului și reclamă, declară un post public. De asemenea, postul regulat și public din vremea lui Zaharia, dacă citiți cuvântul Domnului, exista un post regulat și toată națiunea știa. Învățătura Domnului Iisus, Matei 6:16-17, deschideți Biblia chiar acum acolo și uitați-vă, Domnul Iisus spune așa, tu când postești și voi când postiți. Domnul are în vedere aceste amândouă aspecte ale postului. El știe că oamenii credincioși postesc singuri și e o problemă personală a vieții spirituale, e o disciplină spirituală, dar Domnul Iisus știe că poporul din când în când se va uni împreună, se vor lega în post și în rugăciune, necurmat. Eu n-aș putea să postesc 40 de zile, pentru că 40 de zile nu poți să stai fără apă decât numai în mod supranatural și doar 3 persoane au reușit. Dar noi toți putem să ne legăm unul de altul, să înnădim jertfa noastră și să postim 40 de zile, strigând la Domnul și ziua și noaptea, Doamne, ascultă, ascultă, ascultă! Ăsta e un post public, un post al întregii biserici. Observați că aici este voi când postiți și tu când postești. Sunt ambele opțiuni. Mai mult, post în slujirea apostolică, priviți Fapte 13:2. Pe când slujeau ei și posteau, fiecare în parte, nu, erau împreună, apostolii slujeau și posteau. Era grupul acela de apostoli, grupul acela de oameni ai lui Dumnezeu, posteau împreună pentru o cauză de slujire.
Noi vrem să postim și să ne rugăm pentru o cauză de slujire. Avem pe inimă la anul, dacă Domnul va contura viziunea aceasta, dacă adunarea generală din februarie va vota asta, vrem la anul cu tinerii din biserică, poate, să mergem în România și să facem un turneu de evangelizare. Numai cu copiii noștri, cu tinerii aceștia de aici, fără să mai luăm pe altcineva. Pentru un lucru ca acesta trebuie post și rugăciune. Vrem să mergem în America Latină, în Uruguay sau în altă țară, oriunde, undeva unde e nevoie, cu un grup de tineri. Și să le oferim experiența misiunii, să-i punem în fața slujirii, în fața nenorocirilor cu care se confruntă oamenii. Vrem să mergem undeva în Africa, într-o țară din Africa cu tinerii din biserică. Avem planuri mari și pentru asta este nevoie să ne unim în post și în rugăciune. Tinerii aceștia, dacă pendulează între lucru, McDonald's și biserică, nu vor ajunge departe. Când Franța a fost amenințată, când Franța a amenințat Anglia cu invazia și război în 1750-56, Anglia a decis o zi de post național și Wesley a notat în jurnalul lui următoarele cuvinte. Ziua de post a fost glorioasă, așa cum n-a mai fost de la restaurare în Anglia o zi. Toate bisericile din oraș au fost pline de oameni și pe toate fețele celor prezenți în biserică se citea solemnitate și seriozitate. Era o problemă de identitate națională, Franța amenința Anglia. În vremea aceea Franța era puternică. Și ei știau că urmează să vină pe mare și să-i distrugă. Și s-au strâns în biserici cu mic, cu mare. Și Wesley a văzut imaginea aceasta și și-a notat în jurnalul lui și a rămas peste vremuri. Priveam pe fețele lor și citeam solemnitatea și seriozitatea. Era vremea postului, era vremea rugăciunii, era vremea căutării feței lui Dumnezeu. Pentru țară, pentru familie, pentru națiune. Haideți să privim un pic la istoria postului, pentru că este interesant să observăm din vremurile biblice până astăzi cum s-a manifestat postul în istoria Bisericii lui Dumnezeu și să constatăm că postul este o disciplină spirituală care n-a fost iubit niciodată. Niciodată! Numai în timpul trezirilor a fost iubit postul. Numai în viața marilor oameni ai lui Dumnezeu a fost iubit postul. Postul nu e o disciplină spirituală ușoară. Postul este un lucru complicat și în Africa e mai ușor de ținut, pentru că ori călții, ori cănulții, tot acolo e. Dar în America e complicat, pentru că te cheamă frigiderul, te cheamă și spune, hei prietene, astăzi nu m-ai văzut decât de 3 ori, nu vrei să mai treci pe la mine? Societatea păgână, care accentuează în mod exagerat confortul, îmbuibarea, umanismul, a influențat negativ viața spirituală a bisericii. Postul a avut o reputație slabă în anumite perioade ale bisericii. De aceea, fiți atenți, între anii 1861 și 1954, aproape 100 de ani, nu s-a scris nicio carte despre post. 100 de ani în tot creștinismul din lume nu s-a scris o carte, în nicio limbă. De ce n-au scris teologii? De ce n-au scris păstorii despre post? Pentru că nu puteau să scrie lucruri puțin importante. Ei scriau lucruri importante. Această neglijare a postului are câteva explicații și eu sunt sigur că cele pe care le spun nu sunt singurele. Primul aspect al neglijării postului este practica de abstinență exagerată care s-a manifestat la un moment dat. Ce vreau să spun? Au fost perioade în istorie când bisericile au fost conduse de niște lideri puternici și aceștia au condus bisericile înspre post, înspre abstinență, în mod exagerat. Și când oamenii aceștia au murit, bisericile au căzut în extrema cealaltă ca o reacție la exagerarea postului și a rugăciunii. Și au spus, bine că a murit ăsta, nu ne mai trebuie post în vecii vecilor, am postit pentru restul vieții. Oamenii au postit așa de mult, s-au rugat așa de mult, încât s-au săturat de post și de rugăciune și au spus, nu ne mai trebuie post. Călugării, asceții, oamenii care au accentuat și au exagerat, renunțând la societate, la viața publică, la familie, mergând în munți, în peșteri, în chilii, în case făcute în pustiu, în păduri,
unde accentuau doar viața spirituală, societatea a reacționat negativ la aceste atitudini de exagerare. Și au spus, gata cu postul. A doua explicație este propaganda științifică care ne-a convins că trebuie să avem 3 mese pe zi. Cei mai mulți dintre noi luăm cât o boabă, cât o pastilă, 2 astăzi. Unul dă tensiune, unul să-i crească părul, altul, fiecare pentru ceva. Și zice, nu putem să luăm boabe dacă nu mâncăm. Și ai rezolvat-o. Și iei boabe tot timpul, pentru tensiune, pentru colesterol, știți cum e cu astea. Și fiecare are un bai pe undeva. Și atunci încercăm să o mai reparăm cu boabe, cu medicamente. Și nu putem să luăm medicamente pe burta goală. Și atunci mâncăm și zicem, eu nu pot să postesc că eu am medicamente. Altul spune, am probleme cu stomacul, cu fierea, cu pancreasul, cu splina, cu apendicita, cu ceva. Am probleme, nu pot. Mă apuc așa niște dureri cumplite, eu nu pot să postesc. Știți de ce nu pot posti mulți? Din lipsă de obișnuință. Prima oară în viață când faci ceva ce n-ai mai făcut, te-i apucă amețeala. Dumneavoastră care veniți din România, ați văzut vreo unul dintre bătrânii noștri să nu poată posti? Foarte rar întâlneai pe cineva care nu putea posti. Ăștia posteau, nu se încurcau. Mergeau săracii în văpaia de soară și săpau la porumb o zi întreagă, beau apă, dar de unde? Că nu se bea, că era post. Îi bătea soarele în cap toată ziua, iar seara se duceau la casa Domnului împreună și încheiau ziua de post. E normal să vorbim de botez cu Duhul Sfânt, de vindecări, de descoperiri, e firesc, e normal, e dumnezeiește. Dar când jumătate din noi ia boabe, jumătate din noi sunt bolnavi, jumătate din noi sunt în călătorie, întreb eu, nu tu post, nu tu rugăciune, unde ajungem cu viața spirituală în felul acesta? Frați și surori, vreau să vă spun că această emancipare a vieții spirituale nu ne duce la bine. Eu pot să predic oricum și voi sta aici și voi țipa că mă ascultă, că nu mă ascultă cineva. Dar să știți că nu stă totul în predica mea. Dacă sutele acestea de oameni care vin aici nu vor să înțeleagă că atunci când mergi spre cer, trebuie să mergi într-o anumită atitudine, într-un anumit comportament, cu post, cu rugăciune, cu abstinență, cu înfrânare, cu autocontrol, cu manifestarea roadelor și darurilor Duhului Sfânt. Nu-i suficient să strige predicatorul. Postul este o poruncă. Postul este o nevoie disperată. Postul este un privilegiu alături de rugăciune. Cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu au avut o viață constantă de post. Priviți la legiuitorul Moise. Omul ăsta a postit. Priviți la regele David, priviți la profetul Ilie, regina Estera, văzătorul Daniel, Ioan Botezătorul, prorocița Ana, Domnul Iisus, apostolul Pavel. Putem să mergem în istorie, uitați-vă la Martin Luther. De aceea a rămas în istorie, pentru că s-a rugat și a postit. Uitați-vă la Calvin, la Knox, la Wesley, la Edwards, la Finney și la sutele ca și ei. Postul este o virtute care se practică nu numai în creștinism, ci și în toate celelalte religii, chiar și în filozofie. Vreau să vă spun că Platon, Aristotel, Socrate posteau regulat. Nu posteau ca să se întâlnească cu Domnul, dar postul face bine sănătății. Să nu mănânci și să nu bei apă o zi pe săptămână, îl mai lași pe bietul ficat și toate rudeniile lui să se mai odihnească săracul, că îl bombardăm cu cele mai îngrozitoare toxine care s-au inventat vreodată. Trăiește în o travă. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului și să răspundem la următoarea întrebare. Care este scopul postului? Dacă cineva mă convinge pe mine că trebuie să fac un lucru, atunci eu îl voi face pentru că trebuie. Nu este singurul lucru pe care îl fac pentru că trebuie. A trebuit să renunț la țigări și am renunțat. A trebuit să renunț la alcool și am renunțat.
A trebuit să renunț la înjurături și la toate măscărurile pământului și am renunțat. Și am renunțat la multe alte lucruri alături de dumneavoastră. Acum lista continuă și dacă în seara aceasta aflăm că postul trebuie, atunci postim. Haideți să vedem dacă trebuie. Haideți să vedem care e scopul postului. În primul rând, scopul postului este obținerea biruinței în lupta împotriva diavolului. Indiferent că ești slujitor sau nu, atunci când vii la biserică, când citești Biblia, când te rogi, când ești copilul Domnului, intri în război spiritual cu diavolul. Foarte mulți tineri îmi scriu sau personal îmi spun: nu pot să renunț la, și știți păcatele specifice tinerilor, ce să fac? Și îl întreb: tu postești? Și el spune nu. Dragul meu tânăr, ce te aștepți tu să-ți spună păstorul când te duci la el și îi spui că nu poți să renunți la, să nu mai le repet? Ce te aștepți să spună? Ia un antinevralgic și mai ia doi paracetamol și încheie cu o banană și jumătate. Asta vrei să spun? Atunci când tu nu te poți abține de la păcat, tu trebuie să postești. Pentru că atunci când postești, firea leșină și nu-i mai arde de prostii, iar duhul se întărește. Și numai când se ridică firea, pum, o pune la pământ. Dar dacă lași pe Adam să fie tare și omul duhovnicesc, săracul, suflă vântul, sigur că atunci când vine ispita, omul duhovnicesc spune nu, dar omul firesc spune ba da, ba da, că e puternic, e tare, ăsta țipă de... Omul duhovnicesc nici nu se aude, că e slab. Postul te ajută să-l biruiești pe diavolul. Postul te ajută să ai autoritate asupra păcatelor care te domină. Dacă nu te poți opri să deschizi computerul într-un anumit site sau pe anumite site-uri, postește. Dacă nu te poți opri să te întâlnești cu persoana aceea cu care ai păcătuit ieri noapte, postește. Dacă nu te poți opri să te mai duci la frigider și să mai iei o sticluță sau un chenuț, postește. Și dacă nu te poți opri să te duci la baruri, cluburi, discoteci, jocuri de noroc, postește. De unde vrei să ai resurse spirituale să nu te poți duce acolo? Când mănânci bine, dormi bine, mai ai și vreo 30-40 de ani în puterea vârstei, păi sigur că pleznești de poftă. Ia, abține-te de la aceste lucruri să vezi omul firesc cum se ofilește, cum se îngălbenește, cum îl ia amețeala și nu mai e bun de nimic, nu-i mai trebuie nimic. Iar omul duhovnicesc îl domină. Atunci să vezi că numai rugăciune ai în cap. Și mă uit la tine și zic: Doamne, ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Și marți, și joi, și luni, și peste tot te duci la rugăciune. Tot timpul citești Scriptura. Vii și întreb ce poți să fac. Te duci la Mickey Ban și spui: frate, ia vezi, am un pic de voce. Și te duci la Eduard și spui: frate, spune-mi, te rog, cum să... Sau te duci la Melania Lozneanu sau la Cornel Țână. Pentru bas sau pentru betanile. Sau te duci undeva și întrebi: eu ce pot să fac? Pentru că omul duhovnicesc e puternic și vrea să slujească pe Domnul. Dacă aveți probleme cu diavolul care vă domină, vă înșeală, cu ispitele care vă controlează, există un singur răspuns: postiți. Matei 17 cu 21. Acest soi de draci nu iese decât cu post și cu rugăciune. Uitați-vă că sunt adulți, oameni puternici care au business și le tremură mâna pe sticlă. Mă refer la sticla cu alcool. Le tremură mâna pe pachetul de țigări. Le tremură mâna pentru perversiuni în relația cu soția. Le tremură mâna pe poze murdare sau pe site-uri murdare. Le tremură mâna jucând jocuri de noroc pe la toate cluburile și la urmă până discoteci și la urmă cine știe cu cine. Veți spune: lucrul ăsta nu e adevărat. Nu e adevărat, a? Dacă nu știi dumneata că e adevărat, crezi că nu e. Ascultă-mă pe mine, nici nu-ți imaginezi cât este de adevărat.
Sunt multe familii care vin să se închine într-o biserică și în clipa aceasta sunt pe cale să divorțeze. Știți lucrul acesta? Sunt multe persoane implicați în infidelitate, adică își trădează partenerul și nu se pot opri. Știți lucrul acesta? Sunt oameni căzuți și nu se pot ridica și merg din rău în mai rău și își fac de rușine și trecutul, și familia, și viitorul. Știți lucrul acesta? Acest soi de draci nu există decât cu post, nu iese decât cu post și cu rugăciune. O biserică fără post este o biserică bătută de vânt. Al doilea scop al postului este capacitatea de a veghea în vederea înfrânării trupului. Matei capitolul 21, versetul 34. Luați seama ca să nu vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură, nu cu mâncare și băutură, că de mâncare și de băutură avem nevoie, dar de îmbuibare cu ele nu. Aveți grijă să nu vi se îngreuieze inima cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea care vine, vine oricum, să vă prindă fără veste. Nu ți arde decât de mâncare, de băutură, de somn și de petreceri. Ăsta ți-e programul. De-abia aștept să câștigi bani ca să ai pe ce să-i cheltui. Biserica e opțională. Rugăciunea e opțională. Slujirea e opțională. Nu știi, nu ai, nu poți. Întotdeauna într-o biserică 20 slujesc și 80 nu fac nimic. Ăsta este raportul de când e biserica de 2000 de ani, 2 plus 8. Dintre care faci parte? Dintre cei 2 sau dintre cei 8? Cum să aibă pasiune pentru slujire, să-și dea banii, timpul, un om care nu postește? Omul acela de-abia așteaptă să vină seara, să se mai ducă încă o dată la club. Viața spirituală depinde în foarte mare măsură de post. Să înfrânezi trupul acesta care se uită, poftește și vrea, trebuie mult post și multă rugăciune. Dacă ai un trup pe care nu-l poți înfrâna, dacă ai comportamente de la care nu te poți abține, ascultă-mă în seara aceasta, postește. Iar dacă nu ai biruință, vino și spune-mi și eu mă fac responsabil de insuccesul dumitale. În al treilea rând, ajută dedicarea noastră pentru slujbă. Matei capitolul 4, versetul 2. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, apoi a flămânzit. Domnul Iisus Hristos, înainte să-și înceapă slujba mesianică, a avut o perioadă lungă de post și de rugăciune. El a știut că misiunea lui care stă în față nu poate să înceapă fără post. Priviți la Moise, priviți la Ilie. Priviți la Domnul Iisus, priviți la alți bărbați ai lui Dumnezeu din Scriptură sau din istoria bisericii. În al patrulea rând, căutarea lui Dumnezeu și apropierea de Dumnezeu. Neemia 9:1. În a 24-a zi a lunii, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în sac, în cenușă, pentru ținerea unui post. Observați cum posteau ei, se smereau. Biblia spune, nu-ți mai unge capul. Ce înseamnă îți unge capul? Știți ce făceau? Își ungeau părul. Cu ce? Cu ce își ung și tinerii noștri astăzi? Veți spune, și aia tot la fel erau? Da, tot la fel erau. Își ungeau părul și îl aranjau într-un fel sau în altul, își făceau ciuful. Și Biblia spune, în ziua postului, nu-și mai făceau ciuful. Dimpotrivă, își presărau țărână ca să nu se smerească. Femeile, bărbații, se umileau. Se smereau, se îmbrăcau în saci, să nu mai fie frumoși, să nu mai fie atrăgători, să nu se mai uite cineva și să zică, wow! Nu mai atrăgea cu nimic, frumusețea, vestimentația, parfumul, designul, nimic nu mai era frumos, se smereau în ziua postului. Crezi tu că dacă nu mănânci și te plimbi țopa, îmbrăcată în cele mai frumoase haine, și trântești pe toată lumea jos din cauza la odicolonul cu care ți-ai dat. Aia ai post? Pe cine smerești? Pe cel care te vede sau pe tine care postești? Ziua postului este o zi de smerire, de zdrobire a sinelui, de umilire a eului.
depunere la respect a lui Adam. Stai acolo jos, stai drăguțule acolo, nu-ți mai ridica capul. Creștini de genul acesta care sunt semeți, câtă biruință spirituală au? Cum să ajungă un om bogat care are zeci de mii de dolari în cont, care are 10-20 de muncitori la îndemână? Vreți să-mi spuneți că omul ăsta, lucrurile astea nu ridică ego-ul? Ba da! Orice realizare pământească ți ridică ego-ul. Orice realizare pământească, orice! Cel mai smerit dintre noi, când ni se întâmplă ceva bine, simte că e luat pe sus. Și cu cât ai mai multe calități, cu cât ești mai puternic, mai bogat, mai frumos, mai inteligent, cu cât ești mai promovat, cu atât trebuie să postești mai mult, că altfel te ia apa. Omul e o ființă slabă. Nimic nu e mai ușor decât să cazi. Cel mai simplu. Nu trebuie să depui niciun efort, îți dai drumul și ai căzut. E nevoie să te smerești. Nu există smerire fără post. Nu există. Dacă vrei să te smerești înaintea Domnului, ia-ți o zi de post. Ia-ți una pentru dumneata și una pentru familie și pentru biserică. În al cincilea rând exprimă pocăință și smerirea vieții. Psalmul 35 cu 13. Ascultați cuvântul Domnului. Judecați-l dumneavoastră singuri. Îmi smeream sufletul cu post. Îmi dăteam pantofii cu cremă. Îmi curățam hainele cu apă. Mă bărbieream cu aparatul. Îmi smeream sufletul cu post. Nu există alt instrument să smerești personalitatea decât cu post. Pune-o jos. Dacă vrei să fie Iisus deasupra, pune-o jos. Pune-o jos, 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 jos. Niciodată nu va fi prea jos. Îmi smeream sufletul cu post. Imaginați-vă dumneavoastră un creștin care nu-și smerește sufletul cu post. E mândru. Că se ascunde, că nu se ascunde, tot mândru e. Vine ori aici, ori acolo, ori în bancă, dar înăuntru pleznește. Astăzi există o adevărată știință să-ți ascunzi mândria. Eu nu vorbesc cu unor copii de la școala duminicală, eu vorbesc cu unor adulți care știu bine ce vreau să spun. Trebuie să ne smerim cu post. Altfel, firea aceasta din noi, omul acesta, carnea aceasta, se va ridica, ne vedem mai puternici, mai bogați, mai frumoși, mai inteligenți, mai buni, mai pocăiți. Noi, fiecare dintre noi ne vedem mai buni ca alții. Păi cum vine asta? Din capul locului e un paradox. Iona 3 cu 5, oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci. De la cei mai mici până la cei mai mari, de la păstorul senior până la ultima persoană. Toți, post, post, post! De ce au postit oamenii ăștia? Dacă nu posteau, mânia lui Dumnezeu era peste ei și peste casele lor. Însă postul i-a salvat. Ascultă-mă, dragul meu, dacă ai o problemă cu copilul, dacă ai o problemă cu partenerul, nu te duce pe internet toată ziua. Nu mânca de 5-6 ori profitând că ai bani și că aici este simplu. Ia-ți o zi de post pe săptămână și vei vedea cum Dumnezeu se întoarce cu fața înspre tine și te binecuvintează. Nu este rău să mănânci, nu mă înțelegeți greșit. Nu este rău să te distrezi, nu mă înțelegeți greșit. Nu-i rău să te bucuri de viață, să ai abundență, frigidorii plini. E binecuvântare, slavă lui Dumnezeu. Dar faceți pauze și postiți, pentru că altfel vă veți confrunta cu situații care în loc să le controlați, vă va controla. Pentru succesul unei misiuni, Ezra 8 cu 3. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Pentru ce? Pentru călătoria care ne stătea în față, am postit. Frați și surori, dacă eu v-aș cere să postim pentru tinerii din Atlanta o zi, ai zice, ce legătură am eu cu oia, mă, ia să duc să se plimbe? Observați ce gândire firească? Dacă am zice, hai să postim o zi pentru cor sau pentru fanfară sau hai să postim o zi pentru păstor, că vine duminică seara și vrem tot să coboare har. Ai zice, lasă-l, Doamne, în pace, că asta e meseria, lasă-l în pace. Vedeți ce gândire firească? Și noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Pentru succesul unei misiuni trebuie post. Pentru proiectele acestea trebuie post.
Pentru oamenii aceștia și pentru slujirea lor trebuie post. Pentru oamenii aceștia trebuie post. Pentru viitorul acestor copii și a acestei biserici trebuie post. Dragi părinți, spuneți-le copiilor acasă că trebuie post. Întrebați-i când postești săptămâna asta. Postul nu e opțional. Rugăciunea nu e opțională. Dacă vrei să mergi în cer, e obligatoriu să postești și să te rogi. Fapte 13:3. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru misiunea la care i-am chemat. Era o misiune unde era nevoie de post și apostolii au început să postească. Cum te simți în seara aceasta când știi că nu postești și ești creștin? Pretinzi că ești în poporul Domnului, cum te simți? Te simți frustrat? Ce viață spirituală ai? Eu nu vreau să te supăr, eu vreau să te ajut. Dar ca să te ajut trebuie să te ajut să înțelegi neapărat realitatea, dar și idealul. Și pe între aceste două puncte să postești, pentru ca să te poți apropia de Domnul. Aș vrea să ne oprim aici, în seara aceasta, și o să continuăm data viitoare, dacă vom fi în viață cu ajutorul Domnului. Și în seara aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne oprim și să ne întrebăm, Doamne, dacă Moise a făcut lucrurile acestea și eu vreau să le fac, dar Moise a postit. Dacă David a făcut ce a făcut și eu vreau să fac lucrurile bune făcute de el, dar el a postit. Dacă alții și alții au făcut lucruri așa de mari și eu vreau să le fac, dar oamenii aceia au postit. E adevărat că noi nu postim pentru că vedem familiile că nu postesc, asta este moda în vremea noastră, așa a fost în biserica de unde vin eu. Ascultă-mă, dragul meu, ce legătură are viața ta spirituală cu biserica de unde vii? Tu spui că Biblia este îndreptarul învățăturilor sănătoase. Tu spui că Iisus este exemplul tău. Iisus a postit. Iar în Biblie spune să postești. Spune neapărat să postești. Și când postești, să te rogi, să faci bine. Să postești nu înseamnă doar să nu mănânci. Și așa cum vom vedea duminica viitoare, să postești înseamnă să faci dărnicie, binefacere, să-ți fie milă, să primești oaspeți, să dai banii de mâncare pe care ar fi trebuit să-i mănânci ziua aceea la cineva. Să ierți, să iubești, să treci cu vederea. Vreau să te întreb în această seară, indiferent că ești tânăr sau bătrân, bărbat sau femeie, membru Bisericii Betania sau altei biserici, ești un creștin care postești? Sau ești un creștin modern? Pentru un Dumnezeu modern și pentru un rai modern. Ai o Biblie modernă și crezi că totul este ok. Ascultă-mă, întoarce-te la o viață de post, de rugăciune și de smerenie. Și va veni peste tine și casa ta puterea și mila lui Dumnezeu. Lucrurile pe care încerci să le îndrepți cu bățul, cu cearta, cu dormitul cu spatele, le va îndrepta Dumnezeu datorită postului și rugăciunii. Problemele din biserică pe care nu știm cum să le rezolvăm, facem procese verbale, ne adunăm în comitete, mustrăm, excludem, punem deoparte, se vor rezolva prin post și rugăciune. Oamenii aceștia care stau aici și sunt din carne ca dumneavoastră, va coborâ Dumnezeu foc prin ei, datorită postului și rugăciunii. În seara aceasta, frați și surori, aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne punem următoarea întrebare. Ce fel de oameni ai lui Dumnezeu suntem noi? Postim? Sau nu postim? N-avem nicio scuză, cu excepția celor care au boli complicate. Vreau în seara aceasta să vă împing în fața Domnului și să vă puneți următoarea întrebare. Ce fel de creștin sunt eu, Doamne, în legătură cu postul? Nu vorbesc despre oamenii bolnavi. Nu vorbesc despre persoanele care postesc poate mai mult decât trebuie. Ci vorbesc despre marea majoritate, pentru că în urma unei statistici, 60% dintre creștini nu postez niciodată, iar 25% dintre cei care postez foarte rar. Suntem într-o situație tristă. Vă rog în seara aceasta, acceptați ceea ce vă spun. De multe ori mă simt singur aici și despărțit de toți oamenii aceștia, pentru că nu postesc și nu se roagă pentru mine, pentru slujirea mea, pentru slujirea Lui, pentru slujirea Lui, pentru slujirea lor, pentru slujirea lor și a lor.
Vă cer, frați și surori, iubită Biserica Domnului, să ne rugăm și să ne luăm în seara aceasta angajamentul pentru post și pentru rugăciune. Nu e invenția mea, nu e invenția Bisericii Pentecostale sau Baptiste, ci este soluția lui Dumnezeu pentru o viață de biruință. Haideți să ne ridicăm în picioare și să luăm decizii, să ne cerem iertare și să ne rugăm împreună Domnului.